Lupta împotriva corupției și evaziunii fiscale nu este doar o problemă de moralitate, ci și una de eficiență economică, a declarat Muguri Sărescu, guvernatorul BNR. În raportul asupra inflației, Banca Centrală estimează că rata anuală va coborî în primul trimestru al anului viitor. Inflația din România se menține relativ mai ridicată, joasă, dar puțin mai ridicată decât în celelalte țări. Nu avem numită deflație, în Bulgaria există o asemenea situație. Factorii care au determinat comportamentul inflației în trimestrul 3-2014. Avem factori cu impact tranzitoriu și factori cu acțiune persistentă. Să încep cu cei cu acțiune persistentă. Toți sunt în sensul scăderii prețurilor. La factorii cu impact tranzitoriu, doi au împins relativ prețurile în sus. Este vorba de terminarea efectului pozitiv pe care l-a avut începând cu septembrie 2013, reducerea cotei TVA la produsele de mărire și panificație și aprecierea dolarului față de euro în sensul scăderii prețurilor ca factor cu impact tranzitoriu. Avem recoltă foarte bună, continuare în România, dar și în Uniunea Europeană în general. La legume și fructe avem o relativă stabilitate în condiții de producție comparabilă în 2014 față de 2013, de unde a venit efectul pozitiv din reorientarea unor importuri ale Rusiei sau exporturi ale unor țări, special est-europene, Polonia, avem aici în vedere Polonia și Moldova. Nu am mai putut să exporte pe piața rusă datorită embargoului și au intrat și pe piața românească, au împins prețurile semnificativ în jos. Muguri Sărescu a mai anunțat că prețurile la tutun și alcool vor scădea anul viitor, însă prognoza indică o scumpire a combustibililor cu circa 0,3%.